Bună ziua! Vă mulțumesc pentru prezență. Scopul acestei conferințe de presă convocată destul de repede este acela de a aduce la cunoștința cetățenilor județului Giurgiu măsurile care au fost dispuse și care urmează să fie dispuse pentru a preveni răspândirea pestei porcine africane. Din nefericire, acest flagel, acest virus înaintează către județul nostru. S-a înregistrat un caz la Tunari, în județul Ilfov, și încă un focar în județul Călăraș, la Borce. Având în vedere faptul că se apropie, sperăm noi totuși nu foarte repede și poate nu ne cuprinde, dar se apropie totuși de județul nostru, suntem nevoiți să luăm măsuri suplimentare de prevenire și principala măsură constă într-o campanie foarte puternică de informare a cetățenilor. La nivelul instituției prefectului s-a constituit, astăzi a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în cadrul căruia a fost adoptată hotărârea numărul 11, prin care s-au dispus, în primul rând, intensificarea controalelor în trafic pentru depistarea transporturilor ilegale de animale și a produselor de origine animală. Încercăm prin această măsură să limităm la maxim traficul neautorizat, vânzarea neautorizată, în principal a porcilor, ceea ce constituie o modalitate preponderentă de răspândire a acestui virus. S-a decis totodată suspendarea activității tuturor târgurilor din județul Giurgiu. Este știut faptul că pe lângă produse de origine animală și animale în târguri se vând și cereale. Ori prin intermediul acestor cereale, a provenienței lor câteodată incertă, se poate de asemenea răspândi acest virus. Și nu în ultimul rând, ceea ce facem acum și prin intermediul dumneavoastră și prin căile specifice pe care o să le avem ulterior și le avem fiecare dintre noi la îndemână, informarea cetățenilor asupra evoluției pestei și a măsurilor dispuse atât pentru prevenirea acesteia, cât și pentru combatere, Doamne ferește. S-a dispus de asemenea constituirea printr-o ordin de prefect a unei comisii mixte formate din reprezentanții instituției prefectului, reprezentanții Direcției Sanitar Veterinare, Agenției pentru Protecția Mediului, ai Poliției, care în zilele următoare urmează să aibă întâlniri punctuale cu primarii din județ pentru a sublinia încă o dată toate măsurile care trebuiesc băluate, a apela la sprijinul dumnealor cu privire la necesitatea comunicării constante cu cetățeanul și a diseminării informațiilor de care acesta are nevoie și totodată să ne asigurăm că la nivel de primărie există logistica necesară ca în situația în care, Doamne ferește, ne confruntăm și avem un focar confirmat, aceștia pot face față. S-a ținut și până acum, sunt ferm convinsă că o să țină și în continuare legătura permanentă între instituțiile implicate cu gestionarea acestei situații. De asemenea, legătura permanentă cu primăriile. Nu avem decât să vă rugăm, cum am și început, pe dumneavoastră să ne ajutați în diseminarea acestor informații. Cetățeanul ce trebuie să conștientizeze? Chiar dacă boala nu este, nu are niciun fel de efect asupra sănătății umane, impactul economic este extraordinar de puternic și foarte, foarte dureros și agresiv pentru economia națională. Faptul că prin intermediul sanțarilor se tot încearcă să se profite de fapt
de prețul scăzut al porcilor și astfel tot migrează de la un județ la altul. Aceasta nu e decât o modalitate și o manieră prin care virusul se răspândește, uitați-vă și dumneavoastră cât de ușor. Urmează să fie despăgubiți implicit porcii care nu sunt crotaliați, adică cei care nu au cercel în ureche. Există această posibilitate, despăgubirea, din câte am înțeles, plata despăgubirii se va efectua în termen de 90 de zile de la data înregistrării cererilor și a întocmirii documentației necesare, pentru că nu este o măsură de eradicare sau de eschivare în fața acestui virus, tăierea animalelor și congelarea acestora. Nu facem nimic altceva decât să scoatem virusul mult mai fresh, criogenarea nu face nimic altceva decât să-l mențină în viață. Iarăși, nu se distruge virusul, nu se distruge prin prepararea cărnii. Deci chiar dacă e cetățeanul să gândească în momentul de față că se apucă, taie și face jumări, nu este o măsură de care să tindă către eradicarea acestui flagel. Acum punctual o să-i rog pe colegii mei să vă pună la dispoziție informațiile pe care dumnealor le dețin. Ordin cu caracter tehnic și cel care este cel mai în măsură în momentul de față să vă furnizeze informații este domnul director al Direcției Sanitare Veterinare Giurgiu, domnul Florescu Căliere. Mulțumesc, bună ziua! Iată că ne întâlnim din nou aproape două săptămâni de la ultima conferință de presă. În acest răstimp face ca județul nostru să fie limitrof direct cu județei care se confruntă cu peste porcină africană. Așa și cum a punctat și doamna subprefect, tehnic foarte bine și v-a dat la cunoștință, se pare că omul este principalul vector în cele două focare apărute în județele limitrofe Giurgiului, Ilfov, cât și Călăraș, prin cumpărare de animale din zona de focar, atât din Brăila, cât și din Ialomița. Toate calculele sunt date peste cap prin intervenția omului și circulația necontrolată a animalelor. Nu degeaba, la nivel național, avem legislație pusă la punct privitoare la circulația acestor animale, care trebuie să fie făcute cu documente, cu atestarea sănătății acestora de către un medic veterinar. Și astfel am hotărât astăzi în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență să intensificăm controlele mixte, DSV-ul cu IPJ-ul și IJJ-ul pe drumurile care străbat județul nostru, cu intrări dinspre Ilfov, cât și dinspre Călăraș. Concret, ce drumuri de ele? Sunt foarte multe. Deci, în primul rând, sunt foarte multe drumuri care fac. Pe județene și pe comunale? Absolut. Încercăm să facem față la toate intrările în județ, mai ales pe rutele cunoscute, că sunt frecventate de acești samsari. Aveți oameni disponibili, personalul disponibil? La nivel de Direcție Sanitară Veterinară am luat hotărârea astăzi să echipăm un auto din dotarea noastră cu atomizor pentru dezinfecție, cu asumator pentru a ucide pe loc orice animal care nu are document, vorbind de porci, că este o boală care se manifestă numai la porci. Nu trebuie să lăsăm la întâmplare absolut nicio mișcare din partea celor care cumpără din locuri afectate la preț de nimic, se gândesc că fac o afacere de moment, dar de fapt nu fac altceva decât să întindă virusul foarte repede și aleatoriu, ne trezim că el oriunde în țară. Deci vor fi uciși fără niciun fel de analize? Fără niciun fel de analize, este pur și simplu considerat transport clandestin, fără a ști statusul de imunitar al animalului, îl considerăm pur și simplu vector.
Cel care este găsit în circulație va fi amendat conform hotărârii de guvern 984, că de asta vă spun, legislația este foarte bine pusă la punct. Foarte strictă. Și strictă în acest domeniu. Atât pe circulația animalelor vii, cât și a celor de produse de origine animală. Chiar și în situația normală. Pe pod roșu, în acest moment, Giurgiu, din punct de vedere al peste oricine? Având în vedere că suntem limitrofi cu cele două județe unde deja evoluează, consider că da. În stare de alertă. Alerta stare este maximă. În momentul de față v-am spus. Doar luăm măsuri doar de prevenire a apariției și în județul nostru. Ne facem datoria fiecare dintre cei care sunt în fața dumneavoastră și ceilalți membri să luăm toate măsurile necesare pentru a preîntâmpina apariția pestei porcine și în, și în județul nostru. Mai ales că, așa cum se știe, județul este sărac. Ar fi păcat de Dumnezeu ca pentru 2-3 porci care se încearcă să se vândă sau pentru inconștiența unora să suferim atât de mulți. Și să sufere și cetățeni care sunt de bună credință și care respectă și regulile de igienă care trebuiesc respectate cu privire la creșterea porcilor, nici nu fac trafic cu ei și comerț ilicit și clandestin și fiecare și-l ține în coteț acolo și îl mănâncă sănătos. Aș vrea să mai punctez un singur lucru. Repopularea zonelor în care a evoluat peste porcina africană se face într-un timp îndelungat, după multe manopere de dezinfecție, după ce se plasează în acele locuri porci santinelă, care vor fi testați în decurs de 45 de zile pentru virusul pestei porcine africane, numai dacă ei rămân sănătoși este posibilă popularea, așa că timpul este îndelungat pentru a recăpăta o indemnitate teritorială la această boală. De aceea, doamna prefect vă spunea că implicațiile economice sunt foarte, foarte mari, atât cu costurile, cât și cu reluarea populărilor în zonele unde sunt focare și sunt supuse restricțiilor ca atare. Doamna director, nu? Da. Atribuțiile Agenției de Mediu în cadrul acestei proceduri sunt cele referitoare la autorizarea locurilor unde vor fi îngropate cadavrele de animale infestate, dacă, Doamne ferește, apar. Și pentru că toată această acțiune e în sensul de a ne organiza, a preveni în primul rând și de a nu fi luați prin surprindere în cazul în care apar focare. Agenția, prin decizia luată în cadrul altei ședințe a Comitetului Județean, a transmis adrese către toate primăriile din județ, în sensul în care fiecare primărie trebuie să identifice un teren care să corespundă condițiilor impuse prin procedurile specifice și astfel în momentul în care apare focarul, deja terenul să fie identificat, practic autorizația de la Agenția de Mediu să fie o procedură simplificată, în sensul în care noi de dinainte avem coordonate stereo, vedem că se întrunesc condițiile și atunci putem să emitem autorizația într-un timp foarte scurt. Pentru a putea fi îngropate și incinerate cadavrele cât mai repede și cât mai aproape de locul în care au fost găsite. Tocmai ca să se preîntâmpine deplasarea pe distanțe foarte lungi a porcilor care sunt infestați cu... Da, vă mulțumesc. Domnul comisar Bratul. Da, din partea structurilor de poliție, așa cum sunt prevăzute și atribuțiile, în primul rând o să se intensifice controlele acestui trafic rutier, având că suntem principali artizani ai controlului traficului rutier în baza ordonanței de urgență 195/2002 și, bineînțeles, vom avea alături de noi pe cei de la DSVSA, care cunosc foarte bine ce măsuri trebuie luate și ce să întâmple cu aceste animale vii sau produse din carne ce pot fi transportate. Din partea inspectorului de poliție județului Giurgiu se fac eforturi ca și din partea celorlalți
în a conștientiza populația de riscul la care sunt supuși și a determina cetățeanul să înțeleagă că prevenirea păstei porcine să ajungă și la noi e mult, mult mai benefică decât cu câteva pierderi, poate că vând un animal doi, decât să ajungă și să fim nevoiți să ajungem gen județele limitrofe care au fost nevoiți să-ți extermine toți porcii. Aceste suine, după cum vedeți, au niște semnalmente care nu se regăsesc la toate în momentul în care sunt bolnave și e greu ca cetățeanul să înțeleagă că poate ajunge și la dumnealui. Dar noi facem apel la cetățeni și totodată colegii din teritoriu vor fi la fel de vehemenți în a informa cetățenii acolo unde vor merge în teritoriu, că nu trebuie să aștepte un diagnostic ceva de la un medic și că trebuie să luăm aceste măsuri de prevenire. Suntem convinși că închiderea târgurilor vor deranja câțiva cetățeni, mai mult sau mai puțin, dar rugăm să înțeleagă că suntem nevoiți să luăm aceste măsuri și nu vom face la bază de la aplicarea târgurilor legale. Noi o să controlăm, o să verificăm în baza hotărârii de guvern 1985, dacă identificăm animale ce sunt transportate sau produse din carne fără îndeplinirea condițiilor legale, suntem nevoiți împreună cu cei de la DSGSA să luăm măsurile legale și să îi lăsăm fără ele. Nu ne dorim să ajungem aici, motiv pentru care rugăm cetățenii să nu le mai transporte și să sperăm că nu ajunge și în județul nostru. Cum era interzisă vânzarea animalelor mici și a vânzărilor din carne în târgurile respective, acum va fi, practic, vor fi închise totalmente târgurile? Da, în totalitate. Pentru că se pune problema, v-am spus, și de cereale. Și în târguri, marea majoritatea produselor de genul acesta, produse animale, bani... De când intră de acum de săptămâna aceasta? Păi hotărârea este emisă astăzi, târgurile sunt duminica, se organizează duminica, există suficient timp și pentru informarea cetățenilor, pentru că imediat ce am încheiat o să anunțăm la nivel de primării măsurile care s-au dispus. Așa că o să se știe și populația este informată în timp util. Adică nu e o măsură intempestivă, ne-am hotărât sâmbătă să închidem târgul duminică și să se ducă omul cu ce are de avăzare și să găsească poarta închisă. Nu. Dar în afară de animale și cereale, foarte multe alte produse nu se comercializează în astfel de târguri și v-am spus de ce am insistat și am luat această măsură și pentru faptul că vorbim acum și de resurse. Ar fi trebuit alocate resurse umane destul de multe pentru a sta și a verifica pe fiecare comerciant la momentul intrării în târg ce vinde, ce nu vinde, ce lucru care ar fi durat destul de mult. Târgurile știm că se organizează câteva ore și n-ar fi avut poate niciun fel de eficiență. Porțile de acces, căile de acces nu sunt foarte strict delimitate în așa fel încât să zicem că, bun, să instituie un filtru de acces undeva. Dar sunt spații deschise în marelor majoritate și pot veni de... Domnul doctor, cât suntem siguri de proveniența cărnii din arele de la piață, de exemplu, din supermarketuri, aia cum e verificată, cum... Deci, cât de sigur suntem toată... de... proveniența din piață, de exemplu, nu spun de supermarket, fac acolo e mai complex. În piață sunt autorizați pentru desfacerea cărnii. Se aprovizionează numai din unități autorizate, în mare parte, 90%, vă spun, în urma controlelor pe care le-am efectuat, provin din hipermarketuri sau de la abatoare de suine autorizate. Din câte am tras concluziile în urma controlului pe care le-am desfășurat, nu s-a găsit porc fără documente să intre în piață. Și oricum, cu atât mai mult au fost dispuse măsuri de verificare, suplimentară și la hipermarket, hipermarketul și la... Pentru juvenii interesează... Iar supermarketurile
au o rețea de aprovizionare foarte bine pusă la punct, prin depozite locale și toate documentele sunt corespunzătoare, se asigură trasabilitatea tuturor produselor care se aprovizionează. Analizele care se fac aici se fac și pentru peste aparține la carnea din la hal? La hal nu se fac, datorită faptului că vin cu documente de proveniență, nu se fac analize pentru a vedea dacă este bună de consum. În piața centrală avem un sediu unde se face numai examen trichinoscopic, care este un examen parazitologic, atâta tot. La nivel de direcție sanitară veterinară încercăm în cel mai scurt timp, previziunea mea a fost de maxim 3 săptămâni, să acredităm laboratorul nostru pentru a lucra probele de pestă porcină africană. Datorită faptului că avem aparatura necesară, nu mai trebuie să instruim personalul și să primim acreditarea din partea RENAR. Ce-i sfătuiți consumatorii? De unde se ia? De la supermarket sau din hal? Și din, și din supermarket și din hal. Fără niciun fel de problemă. Da, să terminăm întâi să ne prezentăm noi ceea ce avem de spus și pe urmă poate vă dăm și alte idei să interveniți dumneavoastră cu întrebări suplimentare. Domnul comisar Lăbăr? La nivelul Poliției de Frontieră Române a fost implementat un plan de măsuri privire la controlul la frontiera externă cât și la frontiera internă, frontiera română-bulgară fiind frontiera internă, cu următoarele măsuri. Pe timpul controlului la frontieră, dacă sunt identificate transporturi de porci vii sau produse din carne de porc, se anunță de îndată doctorii de la DSVSA care se vor prezenta în punctul de frontieră și vor lua măsurile ce se impun. Vreau să vă aduc în atenție faptul că toate mijloacele de transport care transportă animale vii, nu numai porci, sunt controlate și nu este permisă intrarea pe teritoriul statului a niciunui transport neautorizat. Vor fi întoarse de la frontieră. Apoi, pe linia supravegherii frontierei de stat, atunci când desfășoară activitățile de supraveghere în teritoriu, colegii mei, dacă identifică cadavre de porci, mistezi sau porci, trebuie să anunțe de îndată DSVSA-ul pentru a se lua măsurile de incinerare. Recomand celor care participă la traficul prin PTF Giurgiu, pe sensul de ieșire, să nu transporte porci vii sau produse din porci, pentru a nu avea probleme atât cu autoritățile statului vecin, cu autoritățile bulgare, dar și fără documente, atunci vor fi sancționați și li se va confisca aceste produse de către DSVSA. Vă mulțumesc, domnul colonel Rușanu. Mulțumesc, doamna subprefect. Aș dori să fac câteva precizări în legătură cu activitățile desfășurate până în prezent de către Inspectoratul de Jandarmerie Județean Giurgiu. Astfel, pentru a împiedica răspândirea pestei porcine africane, jandarmeria a fost implicată în activități desfășurate de către instituțiile cu atribuții de control în domeniul sanitar veterinar. În perioada 28 iunie 20 august, jandarmii au participat la peste 40 acțiuni în cooperare cu următoarele instituții. Câte 16 acțiuni în comisii mixte de control formate din reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție al Județului și Direcției Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu, în târgurile săptămânale din localitățile Dobreni, Călugăreni și Bolintin Vale, respectiv 16 acțiuni în colaborare cu Direcția Silvică Giurgiu pe raza ocoalelor silvice Comana și Bolintin Vale, precum și 8 acțiuni în comisii mixte de control în colaborare cu colegii de la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în Târgul Anual Tradițional de Sfântă Maria. Vă pot spune că la aceste activități au participat un număr de peste 100 de jandarmi,
nefiind constatate încălcări ale legii în sfera de competență a jandarmeriei. În încheiere, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor prezenți pentru cooperare și să-i asigur de disponibilitate și sprijin cu efective pentru filtrele de control și dezinsecție în locurile stabilite de Prefectura Județului la propunerea Centrului Local de Control al Bolilor. Vă mulțumesc și aștept eventual întrebările dumneavoastră. Domnul Inspector Povaș. Bună ziua, vă spun și eu. În cazul apariției Filipului Corcine, noi vom asigura Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru situații de urgență. Vom centraliza datele din teren transmise de DSF și le vom raporta la Comitetul Național pentru situații de urgență. Vom menține permanent legătura cu comitetele locale. O să transmitem comunicatele de presă ale Comitetului Județean privind evoluția pestei origine africane și vom participa împreună cu colegii din MEAI la activitățile ordonate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, dacă sunt alte întrebări. Am înțeles că Florescu, sunteți pregătiți pentru a prevenirea un eventual să intre în șoncare, cu un dezinfectant, cu tot ceea ce este necesar? Ne-am aprovizionat deja de acum două luni cu toate materialele necesare. Tot ce înseamnă materiale de protecție, substanțe dezinfectante, toate ustensilele necesare uciderii porcilor și, de asemenea, cu parcul auto suntem în stand-by pentru orice apare la noi în județ. De asemenea, noi am avut și două echipe trimise în ajutorul celor colegilor din Ialomița și Tulcea. Și s-a stat câte două săptămâni, au văzut practic ochilor ce se întâmplă. Și expertiză, din păcate. Și au căpătat experiență. Așadar, încă o dată apel la cetățeni să înțeleagă faptul că acestea sunt doar măsuri de prevenire și dispuse în interesul comunităților și în comunității și în interesul dumneavoastră. Rugăminte ca în situația în care se sesizează, cu toate că, așa cum a specificat și domnul director, semnele bolii nu sunt foarte, foarte, foarte clare. Se poate fi confundată și cu o răceală, și cu o altă viroză, și cu altă, dar să anunțe de îndată medicul concesionar, să ia legătura cu medicul, în situația în care, Doamne ferește, sunt identificate pe cadavre aruncate pe străzi, pe uliți, la gropile de gunoi, să ia legătura imediat cu un reprezentant al Direcției Sanitar Veterinare sau cu un alt organ al statului, poate anunța și la poliție, că și șeful de poștă știe ce are de făcut, și la primărie. Ideea este ca să fie anunțat orice posibil caz, în așa fel încât să putem lua măsuri de preîntâmpinare și să nu ne trezim în situația de, Doamne ferește, de a avea focare și de a ajunge să folosim gropile pe care le pregătim.